dreapta cu pozițiile de pivot. Noi ce îi ridicăm în cerc. Sunt total 56.000 de hectare, suprafața irigată 52, 92%. Tot ce este cu albastru? Tot ce este cu cercuri este irigat. Zona aceasta de aici, care o vedeți, cu albastru, a fost pus în funcție anul trecut, 10.000 de hectare. Da. În mare parte, irigat cu pivot, avem 600 de pivoți, o să avem la anul 700. Dar de ce sunt de culori diferite pivoții? Că așa au venit în etape. Și etapele cum au venit reprezintă o etapă când au venit. Și de asta sunt în proiectul a început în 2007. Bun, și cei cu roșu e mai vechi? Și cei cu roșu e mai vechi și vine galbenul, mouul și albastru la final. Au fost trei etape de achiziție a pivoților. Câți bani ați investit în irigații în ultimii ani? 2-3 ani? Păi numai anul trecut am investit 22 de milioane așa de euro. Dacă punem în calcul cei 600 de pivoți, sunt undeva numai 300 de milioane. 300 de milioane. În afară de infrastructură subterană, altele. Sunt funcționale, dar totul este funcțional. Aici este zona de dig. Aici începe digul din insula Marea Brăilei, are 154 de kilometri. Este digul care protejează insula atunci când este Dunărea. Ați mai fost nevoiți să faceți desecări în ultimii ani? Facem desecări tot timpul. Faceți oricum? Insula are două sisteme, sistem de irigație și sistem de drenaj care sunt separate. Și atunci când crește nivelul Dunării, apa în insulă crește și folosim desecarea. Cel mai mult se folosește desecarea pe timpul iernii. Sunt ani în care, dacă iernile sunt un pic mai bogate în precipitație și Dunărea este cu un nivel ridicat, că cantitatea care extragem de Dunăre este mai mare decât cea care o folosim la irigat. Ultimii 2 ani de zile am folosit mai puțin energie în ceea ce privește scoaterea apei din insulă. Cea mai multă energie s-a folosit la irigație. Cel puțin anul trecut am ajuns la 5 ape la grâu și la 7 ape la polul. Insula are 65 de km de la nord la sud și lățimea medie este undeva de 14 km de la est la vest. Și în zare se văd munții măcini? În zare se văd munții măcini, munții dobrogei. Ah, ce frumos! Cei mai vechi munții ai Europei. De cele două sisteme, acesta este sistemul de irigat, aceasta este o stație de pompare. Apa vine de la Dunăre, împinsă de o stație de bază, vine pe aceste canale de irigații, este preluată de această stație și împinsă subteran prin conducte îngropate. De acolo ajunge la hidrant, iar instalația de irigat irigă. Aici începe insula, este prima fermă, ferma Stăvilaru. Partea stângă avem 27 de ferme în acest moment, am avut 29 de anul trecut, dar în zona de sud am făcut o fermă, am comasat 3 ferme și am făcut o fermă de 5.000 de hectare cu un sediu nou. Fiecare fermă are un sediu? Fiecare fermă este un centru de profit. Iar ferma... Independent. Ferma are un buget, are un șef de fermă, are un economist, un ajutor și 8-9 mecanizatori care se ocupă de... Asta pentru că este mai ușor de gestionat, nu? Da, normal, suntem împărțiți. Ați împărțit deci structura suprafața totală? Destul de bine organizată ferme. Și am păstrat, să spunem, așa cum a fost organizată insula înainte. Fermele au fost mai mari, la un moment dat s-au făcut mai mici, de 600 de hectare, dar când s-a preluat insula în 2002, fermele erau undeva 1800 de hectare, erau 29. Deci noi acum mergem pe un nou program, se face fermele de 5.000 de hectare media și o să vă spunem de ce avem acest program. Aici avem un soc de lucernă în partea stângă, pentru că lucerna a devenit în insula mare o cultură importantă. Prioritară, nu? N-aș putea să spun că
prioritară, dar este în vârf, în fața ei, ca suprafață se află grâul și porumb. Am ajuns și la porumb cu misiunea de a vorbi despre irigații, irigațiile pe pivot, dar și irigațiile din subteran. Mie mi se pare subiectul ăsta extrem de interesant. Vreau să știu cine îl poate aplica. Că la noastră în Insula Mare a Brâlei, da, toată lumea e totul ideal. Toată lumea îl poate aplica care are apă la solă, să spunem așa. Da, agricultura fără irigații în zona noastră este o loterie. Clar. Și atunci când avem irigații, aș putea spune că este o loterie, fiindcă depindem de vremea de sus și de fenomenele meteorologice care se pot întâmpla, dar apa este esențială în agricultură și cred eu că compania noastră și-a dat seama de mai demult de acest lucru și a investit foarte mult în irigații. În momentul de față, din cele 56.000 de hectare se irigă 52.000 de hectare, ultimele 10.000 de hectare au fost puse în funcțiune anul trecut în zona de sud. Mai avem 4.000 care sperăm să le facem în următorii 2-3 ani, suprafeții mai zone localizate în mai multe părți ale insulei. Avem un program în acest sens și sperăm să-l realizăm. Și bineînțeles, în ultimii ani am dat seama datorită secetei că sistemul nostru de irigat este tip pivot. Vechiul sistem pe care l-a avut insula de irigat prin aspersiune cu aripi de ploaie, cu conducte îngropate, cu stații de pune sub presiune. Varianta cea mai eficientă. Aia era prima dată, primul sistem care l-am avut. Faptul că la fiecare aripă de ploaie îți trebuia un om. Și ca să irigi o aripă de ploaie, iriga un hectar, 1,2 hectare în 24 de ore. Și ca să ajungi la o suprafață irigată zilnică de 2000 de hectare, ți-ar fi trebuit 2000 de oameni să-i ai ca angajați pe timp de vară, ceea ce a fost foarte greu. Ne-am dat seama de acest lucru și atunci am investit în irigatul tip pivot. Fiindcă aici un pivot face o medie de 8 hectare pe zi, iar noi avem în momentul de față 600 de pivoți. Mai avem contractați încă 50 care apar acum începând de luna viitoare și încă 50 pentru la anul. Deci ați crescut randamentul. Am crescut randamentul la irigat. În prima fază aici făceam 600-500 de hectare pe zi. Acum avem o capacitate, fiindcă nu merg toți odată, pentru că o parte sunt pe culturi de primăvară, o parte pe culturi de toamnă, dar avem capacitate undeva la 2000-2500 de hectare de irigat zilnic. Adică o cultură cum e grâu, la 12.000 de hectare, noi în 7 zile o putem iriga în totalitate. Să-i dăm o cantitate de 500 de metri cub la hectar. Și prin comparație, sistemul subteran îngropat? Și în ultimii ani, suprafețele din afara pivotului, care reprezintă 25% minim, fiindcă un cerc într-un pătrat perfect ocupă 75% din suprafața cercului, 25% înseamnă undeva la suprafața insulei cam 15.000 de hectare, suprafață care o irigăm cu tamburi, dar nu facem față, avem 150 de tamburi și este destul de greoi, anevoios și așa mai departe. Și am constatat că pierdem foarte multă producție pe aceste zone. Iar investiția este aceeași care este și sub pivot. Anul acesta am făcut primul proiect de irigație subterană. Pe ce suprafață? Pe suprafața de 22 de hectare. Aici suntem într-o solă de 100 de hectare. Facem un proiect model. Un proiect pilot, să vedem cum funcționează. Avem un pivot fix care irigă 75 de hectare și 25 de hectare l-am făcut un sistem irigat subteran. Prin picurare. Sunt patru zone. Zona, fiecare cerc este o zonă de irigat subteran. De jur împrejurul cercului avem un conduct îngropat care aprovizionează liniile de picurare. Totodată sistemul este prevăzut și cu o stație de filtrare în care toată apa de irigat care trece pe această suprafață de 1000 de hectare este filtrată de impurități. Impurități grosiere, sunt patru filtre pe bază de nisip, care ele se curăță automat și purjează toate resturile care sunt în apă, iar apa care ajunge în aspersor este curată, fiindcă sistemul prin care este sensibil și trebuie să aibă filtrare. Dar inclusiv sistemul prin pivot este sensibil, fiindcă dacă nu ai o filtrare, atunci aspersoarele se înfundă și irigatul este de proastă calitate. Păi și dacă faceți irigare prin picurare, ați putea face fertirigare, nu? Da, adică puteți aduce și substanțe de fertilizare a solului. Ce credem noi că vom obține ca avantaj? În primul rând, cred eu că producția va fi la același nivel ca sub pivot, chiar mai mare, zic eu, fiindcă apa va ajunge direct la rădăcină și mult mai exact. În al doilea rând, filtrarea apei, care este foarte importantă, și avem o apă curată pe care o ducem la plante. Și în al treilea rând,
putem să facem și fertiligarea. Noi folosim fertiligarea cu ajutorul pivoților, facem fertiligare la, la culturi, dar acum vom putea duce fertiligarea și la rădăcina plantei cu acest sistem îngropat. Sistemul este îngropat la 25 cm adâncime, cu distanța dintre linii de 1 metru și distanța dintre picurătoare 50 de cm. Deci el este pus în așa fel încât se poate să fie la fel de folositor la toate culturile pe care le avem noi. Un alt avantaj pe care cred eu că îl putem obține este faptul că cantitatea de apă pe care o vom folosi la irigat se va reduce cu 30-40%, atunci costurile vor scădea, fiindcă apa prin aspersiune o parte din ea se evaporă, dar la temperaturi ridicate 20-25-30-35 de grade, sigur 20-25% din apă o pierdem în atmosferă, dar acolo dăm apă atât cât este nevoie. Totodată această suprafață vor fi implementați senzori de umiditate, de adâncim de la 10 până la 60 de centimetri, care ne vor transmite automat când trebuie să irigăm și sistemul va porni automat. Este un proiect, cred eu că sper că acest proiect să reușească și să-l implementăm pe toată suprafața insulei. Eu zic că va fi o reușită pentru noi. Sună foarte bine, promițător. Spuneați mai devreme, discutam în mașină, pierderile pe suprafețele astea neirigate sunt foarte mari. Din 550 de mii de tone producție pe care o înregistrați în anii buni sau poate anual, pierdeți 55 de mii de tone. Anual insula produce cam 400.000-420.000 am produs anul trecut, într-un an destul de greoi, într-un an destul de secetos. Anul ăsta ne-am propus să depășim 500.000 de tone. Suprafața aceasta are foarte mult de suferit și în special la culturile de primăvară. Și aici mă refer la porumb, la soia, la lucernă, chiar dacă este o luptătoare cu seceta, dar nu face producție dacă nu are apă, dar în anii secetoși suferă și culturile de toamnă. Și dacă facem un calcul la producția noastră medie de 7 tone la hectar, colțurile nu dau mai mult în anii secetoși de 1,5 tone. A fost anul trecut, cel puțin la porumb, producția a fost aproape zero. Rar a fost nici colo unde am irigat puțin 2 tone la hectar. Și atunci se pierde anual undeva cam 50.000-60.000 de tone de cereale. Am reținut bine. Aș vrea să vorbim un pic și despre porumb, că tot am ajuns aici. Cum ați ales densitatea plantelor și ce tehnologie aplicați la porumb, pe scurt? Aici este anul 2 de porumb. Este venit după cultura de lucernă. Planta premergătoare a fost porumb, dar acum 2 ani am avut lucernă, care a stat în teren 5 ani de zile. Și pentru noi lucerna este o premergătoare fantastică pentru porumb, de aceea vin 2 ani consecutiv. Da. După care vine azotul, vine, pardon, soia și grâul și așa mai departe. În primul rând, faptul că lucerna aduce un spor de producție în condiții normale de o tonă, o tonă jumătate la hectar la cultura porumbului. În ceea ce privește porumbul, noi am schimbat puțin tehnologia în ultimul timp, în sensul că am redus și vă prezentam mașinile, gama de mașini pe care le avem în dotare, am redus distanța dintre rânduri la semănat de la 70 la 50 de centimetri și în acest sens s-a mărit distanța dintre plante pe rând, încercând să-i dăm plantei un spațiu de nutriție mai bun. Știți cum e, ca și 3-4 persoane când stau prea aproape una de alta se încălzesc, nu se dezvoltă. Așa și planta are nevoie de un spațiu de nutriție. Înainte semănam la 70 cm. Acum am redus distanța dintre rânduri la semănat la 50 cm. Astfel, deci distanța este de 50 între rânduri, eram la 70 și ne-am dus cu distanța pe rând, adică am mărit densitatea, dar distanța dintre plante pe rând este mai mare. Și atunci am oferit unei plante un spațiu de nutriție mai mare. Sub formă de, ne-am apropiat de pătrat. Normal ar fi trebuit să ai la 37,5 ca să poți să ai un pătrat perfect. Dar și atunci am reușit să facem, să dăm un spațiu de nutriție mai mare la rădăcini și am putut să creștem un pic și densitatea, undeva suntem la 80-82 de mii de boabe germinabile pe metru pe hectar. Folosim hibrizi tardiv, avem 12.000 de hectare în cultura anul acesta, folosim hibrizi semi-tardiv și tardiv, grupă FAO ridicată, cu producții, cu potențial de producții foarte mari, de peste 20 de tone la hectar și de aceea avem nevoie de apă. Avem nevoie de apă, avem nevoie de fertilizare
foarte bună, dar trebuie dată atunci când e nevoie și, bineînțeles, să ținem cultura curată de burieni și de dăunători. Din punct de vedere tehnologic, semănăm aproximativ între 78 la hibrizi foarte relativ, până la 85.000 de plante pe hectar. Terenul este prelucrat din toamnă, pregătită. Așa superficial, cum v-am arătat eu cu jokerul. Vedeți că aici resturile de porumb încă se văd la suprafață. Nu ne atingem de teren până primăvara la semănat. Odată cu semănatul introducem și îngrășământul de starter, și starterul și baza pe bază de fosfor. După care venim cu două fertilizări faziale de azot. O dăm prima, în primele faze de vegetație, iar a doua o dăm cam în faza de 7-8 frunze ale porumbului, în momentul în care porumbul își decide viitoarea producție. Și atunci această fertilizare o facem prin fertiligare cu ajutorul pivoților. La momentul acesta, stadiul de dezvoltare e bun? Stadiul de dezvoltare este bun, suntem în moment optim. Vedeți că suntem undeva la 4, ies a 5-a frunză. Da. Suntem în combaterea burienilor dicotile. O să urmeze imediat în perioada următoare monocotile, după care facem fertiligarea pentru deciderea producției și vom continua cu irigatul în lunile iunie, iulie și august, cam până pe 20 august. Pe când preconizați recoltarea? Recoltarea undeva sfârșitul lunii septembrie, dar cam 10-15 octombrie începe recoltatul bine la porumb. Da, undeva umidității la noi la porumb, fiindcă hibrizi tardiv nu scad mai jos de 17-18% umiditate și de asta îl uscăm până la 14%. Căutați hibrizi cu proteină mare? Ce se căutăm hibrizi cu potențial de producție mare. Căutăm hibrizi... Noi avem acum o cerere foarte mare cu hibrizi puțin sticloși. De ce? Avem o cerere pe zona Japoniei, da, în care folosesc porumbul pentru cereale, în alimentația copiilor. Și dumnealor ne-au vizitat, le-a plăcut ceea ce facem aici, le-a plăcut trasabilitatea și atunci ne-au ales ca parteneri, fiindcă folosesc germeni din porumb și trebuie să avem anumite calități. O altă problemă la porumb este combaterea elicoverbii, care se întâmplă la înflorit, când porumbul are 2 metri și jumătate. Și atunci o facem cu acele utilaje mari, care pot să facă acest tratament, să combatem, fiindcă elicoverba aduce... Când atacă ștuletele de porumb la inflorescență, acolo se poate produce o boală, o alfa-toxină, care are probleme în... Și nu mai puteți și libera nu se poate nimic. Fi folosit. Da. Clar, categoric. Și folosim acești hibrizi pentru că sunt cu potențial de peste 20 tone la hectar. Noi am obținut în Insula Mare suprafețe care am făcut 22 de tone. Asta a fost recordul? Ala a fost recordul nostru. 22. Da, producția medie. Cea mai mare pe toată suprafața a fost de 12,5 tone, în condițiile în care, vă spuneam, nu irigăm colțul. Și anul trecut, sub pivot, am avut o producție medie de 15 tone, iar în afară a fost, vă spuneam, între 0 și 2 tone la hectar. Și încercăm să... E păcat, adică sunt suprafețe mari pe care le pierdem datorită acestor zone neirigate, dar... Ca să înlocuim forța, nu să înlocuim forța de muncă manuală, nu aveam forță de muncă manuală, nu aveam performanță, nu puteam să ajungem la acest nivel. Nu, dar chiar dacă ai avea acești oameni, uniformitatea ar fi alta, controlul ar fi alta, calitatea ar fi alta, adică n-ai avea o calitate bună, nu poți să faci manual, trebuie să performezi, să ai echipamente performante, să le poți controla de la distanță, pentru că ați văzut că avem sistemul de control al pivoților. Pentru că nu e greu ca o persoană, un șef de fermă care are 20-30 de pivoți în subordine, să știe el ce face orice pivot în orice moment. Dar așa, prin sistemul care l-avem acum de control, el în orice moment, pe telefon, se uită și știe pivotul harta din cu birou, ce viteză cât face sau viteză, dacă e în câmp, de acasă, de unde dorește dumnealui. Și atunci știe ce se întâmplă în câmpul dumnealui. Da, și știe ce decizii da. Să-mi ia. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc și pentru aceste informații. Să mergem și la Lucernă, nu? Mergem la Lucernă acum. Haide.